Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă propun în biserica azi să vorbim despre o practică general valabilă în multe tradiții religioase, bineînțeles o practică foarte populară, bimilenară, în creștinism, despre post. Dar o să vorbim despre post într-un alt fel. În modul obișnuit de a ne referi la post în perioadele în care suntem în post în timpul anului, dar și altcândva, modul obișnuit este să ne referim la un anumit regim alimentar care exclude unele alimente și limitarea doar la un anumit tip de alimente. Ei bine, există această accepțiune, e ce-i drept corectă, dar e foarte limitată, am putea zice, asupra acestei practici religioase, cum spuneam, prezentă în multe tradiții religioase. Postul e mult mai larg ca și înțeles și ca și, să zicem așa, atitudine. Vă propun să vorbim în această seară despre postul informațional. Nu-i așa că e aproape pentru prima dată când auziți despre post informațional? L-am invitat să vorbim despre această abordare a timpului în care suntem, pentru că suntem în postul Crăciunului, pe Părintele Mihai Iordache, parohul Bisericii Olari din București și foarte preocupat de studii teologice, morale. A scris mai multe studii în legătură cu teme importante din creștinism și de curând i-a apărut o carte, Postul informațional, omul între liniștea filocalică și explozia tehnologiei digitale. Părinte Mihai Iordache, bine ați revenit la Trinitas TV. Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Postul informațional, i-am putea zice postul de emitere și recepție a unor informații într-o anumită perioadă, sau postul față de excesul de informație la care suntem supuși. Este o abordare foarte actuală a acestui post, pentru că dacă vorbeam despre această abordare acum 100-200 de ani, nu s-ar fi înțeles despre ce putea fi vorba. Dar în ultima vreme, informațiile vin asupra noastră, pe toate canalele, și provoacă ceva în noi. O să vedem ce o să ne spuneți, pentru că ați studiat. Întâi de toate, cum v-a venit ideea să vă plecați asupra acestei teme? O temă care unește studiul sfinților care au scris, părinți care au scris în filocalie, dar și studiul unor cercetări foarte recente în neuroștiințe. O să abordăm toate aceste lucruri. Cum a venit gândul? Au fost mai mulți factori care m-au determinat să aprofundez acest subiect. În primul rând, resimțirea unei stări de tulburare și de împrăștiere totală personală. După aceea, resimțirea mai acută a acestor stări și a unei ineficiențe în activitatea de zi cu zi a copiilor personali, a copiilor cu care lucrăm în Biserica Olari și, nu în ultimul rând, datorită unor cărți și conferințe impresionante ale părintelui Adrian Sorin Mihalache de la Facultatea de Teologie din Iași. Și colegul nostru de aici, de la Trinitas TV. Exact, da. În special datorită lucrării sale Ești ceea ce trăiești, care a apărut la editura Trinitas a Patriarhiei Române în 2017, dacă nu mă înșel, și acum un an, în 2019, într-o ediție revizuită. Uh-huh. Deci, v-ați pus problema aceasta că e nevoie, mai ales din când în când, și corelat oarecum cu propunerile ecleziale de perioade de înfrânare, cum sunt posturile, e nevoie de o abținere și de la informație, nu numai de la anumite alimente, anumite atitudini, distracții, care până la urmă nu sunt păcătoase în sine, nu sunt spurcate, cum zicem noi, pentru că nici alimentele pe care le introducem în noi nu ne spurcă nici în perioada de post. Da, bineînțeles, da. Dar e vorba de o abordare liberă prin abținere a acelor alimente.
Aici, în cazul informației, la postul informațional, de la ce să ne abținem? Postul informațional nu se referă neapărat numai la informații, ci se referă la toate celelalte aspecte, să spunem, în principal și al aspectele divertismentului, care ne împrăștie mintea, ne tulbură și ne fac dependenți de toată tehnologia aceasta digitală modernă, pornind de la telefonul mobil până la tabletă, laptop și așa mai departe. În concret vorbind, postul informațional este, după părerea mea, o formă mai nouă și distinctă a postului și înseamnă renunțarea de la multitudinea de informații de diverse feluri, nefolositoare, neimportante și superficiale, precum și renunțarea la divertismentul continuu și tentant, care ne asaltează mintea în permanență, și concentrarea atenției asupra interiorului nostru, asupra sufletului, a virtuților, asupra valorilor umane superioare. Ce provoacă? Faptul că stau, știu eu, dacă mi-adun pe o zi întreagă timpul pe care îl petrec în fața unui ecran, fie citind mesaje, fie citind, știu, glume, glumițe pe care le primesc. Acum se primesc tot felul de mesaje pe WhatsApp. Fie navigând pe Facebook cu telefonul mobil, cu tableta sau în fața unui calculator, ce pierd, ce se întâmplă în mine dacă petrec prea mult timp așa? În primul rând, pierdem controlul asupra propriei noastre persoane, pierdem autocontrolul. Au spus-o mari cercetători, cel mai bine îmi vine minte acum Roy Baumeister și John Tierney, care au scris o lucrare, Voința, descoperirea celei mai importante puteri interioare a omului. Lăsându-ne pradă acestor provocări și capcane ale telefonului mobil, tabletei, dispozitivelor digitale, ale tuturor ecranelor, pierdem autocontrolul, pierdem supravegherea noastră proprie și ajungem pradă acestor dispozitive media sau acestor mijloace tehnologice care sunt proiectate și realizate de oameni foarte pricepuți. Spunea un om de știință că noi suntem în partea aceasta dependenți, la un moment dat, să spunem, de privitul la televizor sau de uitatul pe telefon, dar nu realizăm că de partea cealaltă a ecranului sunt 1000 de specialiști și de oameni foarte bine pregătiți care lucrează în permanență să facă programe și dispozitive cât mai provocatoare și care să creeze cât mai multă dependență și chiar adicție în sufletul celor care le privesc. De fapt, este mecanismul media, care, până la urmă, e de înțeles, pentru că cine propune un conținut la televizor sau pe alt suport, la televiziune sau pe internet, cine propune un asemenea conținut are interes să-l țină cât mai mult pe privitor alături de acel conținut, pentru că, așa, știu eu, își poate vinde la un moment dat calupul de publicitate pe bani foarte mulți, pentru că foarte mulți stau nedezlipiți de acel conținut. Până la un moment e de înțeles, pentru că este un mecanism, am putea să zicem, comercial. Ești un consumator de divertisment, de imagine, de informație. Pe baza consumului tău se introduce și consumul de publicitate. Și acesta e mecanismul. Până aici lucrurile sunt, să zicem, oarecum firești, pentru că așa funcționează lucrurile. Ce se întâmplă cu mine ca și consumator? Pentru că la mine stă hotărârea. Privesc sau nu privesc? Pe mine cum mă afectează tot acest mecanism? Și în carte încercați să ne convingeți, să-i convingeți pe cititori că dăunează. Da. Nu numai excesul, ci și privitul zilnic care poate crea o obișnuință dăunătoare și, până la urmă, o dependență. Ați zis că dăunează foarte mult, noi nu realizăm. În primul rând se pierde un timp pe care l-ai putea dedica altor activități mai,
mai benefice pentru tine. Apoi poate produce niște modificări în tine. Despre ce e vorba? Exact. Se produc modificări, în primul rând, la nivelul minții noastre, în creierul nostru, pur și simplu. Semnalul de alarmă din partea cercetătorilor și a oamenilor de știință este că printr-o dependență și printr-o dedicare a unui timp cât mai mare ecranelor și dispozitivelor digitale pe care le avem, mintea noastră ni se schimbă, mintea noastră sărăcește. Încă de prin anii 1991, un profesor universitar din Italia, Giovanni Sartori, a scris o carte subțirică, dar foarte pătrunzătoare, Homo Videns, imbecilizarea prin televiziune și postgândirea. Și acolo atrăgea atenția că suntem într-un plin proces de schimbare a omului, de metamorfoză. Omul nostru tradițional, cunoscut ca și Homo sapiens, omul care gândește, omul înțelept, care raționalizează, se transformă treptat în Homo Videns, spune profesorul italian, omul care doar vede. Omul care vede și începe să înțeleagă din ceea ce vede, puțin câte puțin, fără să mai gândească, pentru că antrenând foarte mult privirea în ceva foarte captivant, mintea noastră, judecata noastră proprie, anumite părți din creierul nostru care se ocupă de lucrul acesta, încep să sărăcească, să se reducă din dinamică, să-și reducă amploarea. Acele părți din creier sau acele celule își pierd un anumit antrenament pe care l-ar face dacă ar gândi cu singur. Dacă ar citi, dacă ar gândi, dacă ar vorbi cu cineva, dacă ar umbla singur, dacă ar căuta informația sau divertismentul, nu să-i fie dat în permanență. Doar să vadă, pentru că atunci când stăm și privim niște imagini care se succed în fața noastră pe un ecran, creierul intră într-o anumită stare de latență, nu mai e antrenat. Nu mai este activ, exact. Nu mai este activ. Mm-hmm. Este într-o pasivitate mentală. Pasivitatea mentală trece și în pasivitatea emoțională, sentimentală, pasivitate fizică. Este o creștere. Dar nu avem nevoie din când în când și de e altceva. Odihna, una este aceasta? Odihna, relaxarea și cealaltă este pasivitatea permanentă, pasivitatea a minții. Nu, începem să nu mai gândim. Spune Giovanni Sartori că lucrurile acestea pot merge până la aberația gândirii. Videocopilul, spre exemplu, cum îl numește el, copilul crescut în fața televizorului, a tabletei și a telefonului mobil, nu mai gândește singur anumite situații de viață, ci ia tipare gata făcute și pur și simplu le adaptează în ceea ce întâlnește el mai departe. Nu mai are o judecată proprie, formată pas cu pas. Și se dau judecăți gata făcute, cum vă spuneam, de oameni foarte bine specializați pentru a manipula astfel de gândiri. În timp ce spuneați lucrul ăsta, desigur că și Sartori nu se gândea că vine o perioadă cum e cea de acum, pandemică, în care copilul participă la școală din fața unui ecran. Da, din păcate. E obligat să facă lucrul ăsta, pentru că altfel nu poate participa la actul de educație, la școlarizare. Așa este, da, din păcate. E o foarte mare problemă, dar observați, la noi, în țară, se întâmplă lucrul acesta. În alte state, mult mai înțelepte, școlile sunt deschise. În Germania sunt deschise școlile, în Marea Britanie, în Irlanda, în Italia, în Spania. Prim-ministrul Germaniei, Angela Merkel, a spus că închiderea școlilor va provoca în viitor, va avea urmări sociale profunde, catastrofale. Și mă tem că are dreptate. Are dreptate. M-am gândit și eu la acest an, 2020, care, să zicem, și-ar arăta consecințele și poate că vor mai urma câțiva, știu eu, nu știm cât va dura această stare de pandemie și cu toate restricțiile pe care le impune, se vor vedea niște consecințe poate mai târziu în felul în care reacționează acești copii educați în felul acesta, în online. Dar totuși mă gândesc că privirea pe un ecran la ceilalți colegi, la doamna profesoară, care
nu e același lucru totuși, ca și conținut, cu videoclipul care face să se succeadă foarte rapid niște imagini într-un mod nenatural total, pentru că dacă privești cu ochiul liber în jurul tău, nimic nu se succede așa de rapid cum sunt cadrele într-un videoclip, într-un film. Sau în reclame publicitare, în filme, în blockbuster-uri, exact. Și felul în care arăți imaginile contează pentru felul în care se poate produce ceva în tine. Propuneți în acest context în care suntem asaltați de tot felul de informații, mai ales video, pentru că acestea dăunează, înțeleg, cel mai mult. Da, și ele primează. Da? Da. Pentru că, până la urmă, și dacă în propriile obișnuințe de a folosi device-urile sau rețelele sociale, ne e mult mai ușor să vedem un videoclip postat pe Facebook decât să citim un text care are așa dimensiune. Adică, până la urmă, e mult mai ușor să vezi un conținut video de un minut decât să-ți acorzi un minut să citești un text. Așa este. E comoditatea care ne provoacă și în capcana căreia cădem cu toții fără să ne dăm seama. Propuneți o abținere temporară de la acest obicei, de a naviga. Sigur, sigur. Personal faceți acest exercițiu? Absolut, absolut. De vreo câtva timp, cred că de vreo un an sau un an și ceva, am o limită foarte strictă în verificarea și a telefonului și a mail-ului și în navigarea pe internet. Am găsit această metodă foarte greu. Vă spuneam în primul rând la părintele Adrian Sorin Mihalache și după aceea la oamenii de știință pe care dumnealui îi amintește în conferințe sau în cărțile sale. Pur și simplu telefonul mobil îl țin deschis în momentul de față cam 9-10 ore pe zi. Pentru că mi-am dat seama de faptul că nu se mai poate realiza niciun fel de lucru eficient și de ceva productiv. Nu se mai poate crea nimic. Nu mai putem gândi într-un fir logic la o sarcină pe care o avem de făcut sau la o problemă pe care o avem, dacă suntem în permanență întrerupți. Uh-huh. Și atunci e bine să avem momente în care să lucrăm neîntrerupți. Este o carte impresionantă în acest sens, scrisă de un american, de un profesor de informatică american, Cal Newport îl cheamă. Cartea se cheamă Deep Work sau Concentrat. Ea a fost și tradusă în limba română, a fost scrisă acum 2 ani, în 2018. El arată că în ziua de astăzi putem să realizăm cu adevărat ceva doar prin muncă profundă. Dintr-o muncă ce duce mintea și sufletul până în profunzime, dar fără a fi întrerupt de nimic. De telefon mobil, de mail-uri, de SMS-uri, de fel de bip-uri și de televizor, de știri, de absolut nimic. E bine, și mai ales că suntem într-o perioadă de post, e bine să ne impunem niște insule de liniște, niște oaze de liniște în care, pur și simplu, să încercăm să ne regăsim sufletul nostru, legătura noastră cu Dumnezeu, care sunt prioritățile noastre, ce am făcut, ce dorim să facem. Sunt persoane care nu-și mai pun deloc aceste întrebări, deoarece sunt în permanență aflate în fața unui ecran, fie acasă, fie la serviciu, fie pe drum. Mm-hmm. Deși fiecare credincios, cred, vorbesc acum, mă refer la oamenii care frecventează biserica, are cel puțin o dată pe săptămână, 2 ore sau poate mai mult, timp în care telefonul e pus fie pe modul avion, cum zicem noi, sau închis, atunci când participă la biserică, la slujbă. Da, e adevărat. Dar dumneavoastră ziceți că și acasă, când ești acasă, în spațiul tău intim, trebuie să-ți creezi aceste insule în care telefonul pur și simplu să fie închis? Da, bineînțeles. Acum depinde de fiecare și de responsabilitățile fiecăruia. Părerea personală este ca, în primul rând, în timpul nopții să fie închis, iar în anumite momente când se poate, el poate fi închis dimineața sau seara, dar în celelalte momente ale zilei
el poate fi foarte ușor pus pe un mod silențios sau pe un mod de întâlnire. Și verificat din când în când, el, nu de fiecare dată când exact, face când un... Exact, când dorim noi, o dată pe oră, o dată la două ore. El este o secretară foarte abilă și foarte bine pusă la punct. Ne poate spune cine ne-a sunat, la ce oră ne-a sunat, de câte ori ne-a sunat și dacă ne trimite un mesaj, ne spune și de ce ne-a sunat. Nu pierde nimic. Prima dată avem senzația că pierdem ceva și așa este, este foarte greu. Tot Cal Newport a mai scris o altă carte recentă, acum un an a scris-o, se numește Minimalism Digital, în care propune renunțarea pentru 30 de zile la toate dispozitivele digitale care sunt în viața noastră, de la telefon mobil până la televizor. Și după aceea reintroducerea, dar cu o măsură și cu un discernământ foarte bine calculat. Ce ne folosește, cât ne folosește, cât timp, în ce context și pentru ce scop. Și în rest, nu. Și să vedeți cum viața se schimbă. Da. Este foarte greu să renunți. Pentru că suntem obișnuiți cu această să butonăm în permanență, să luăm în mână. Sunt cercetări care spun că omul se uită, un om mediu în ziua de astăzi, se uită la telefonul mobil verificându-și telefonul și de 400 de ori pe zi. Dacă ar deschide Sfânta Scriptură, cu această frecvență... Să citesc măcar un verset s-ar schimba cu totul lucrurile. S-ar schimba cu totul lucrurile. Dar nimeni nu mai deschide, nu doar Sfânta Scriptură, nu mai deschide nimic, pentru că e mai ușor să dăm pe Google, să căutăm, să ne uităm la televizor, care merge în permanență. M-am gândit de multe ori, dar n-am reușit să pun în practică până acum, că o măsură radicală, pentru că e foarte greu să te desprinzi de el, te desprinzi de telefonul mobil atunci când ajungi în zone izolate și unde nu mai ai rețea. Dar mă gândeam că o formă și mai radicală este să te retragi din când în când, să poți să te retragi undeva unde să nu ai nici curent electric. Acolo, sigur, nu vei mai putea folosi nici așa pe acesta este. Și nici orice altceva, pentru că fără energie electrică nu funcționează niciunul dintre ele. Din păcate, suntem angrenați în această viață fiecare activă cum o are, și nu reușim să facem aceste retrageri, care ziceți că retrageri te refac din punct de vedere spiritual, te ajută să te concentrezi mai bine spre tine însuți, să te aduni, pentru că o expresie fundamentală pe care o folosiți foarte des, de fapt pe care o luați din gândirea filocalică, este aceea de nevoia omului de a se aduna în el însuși. Adunarea în sine, da. Adunarea de la în Sfântul sine. Isaac Sirul. Sfântul Isaac Sirul are țese mult pe acest concept și până la urmă aceasta este, pentru că în tine e un univers pe care de multe ori îl ignori și pierzi foarte mult, pentru că acolo în tine găsești niște resorturi sau găsești terenul potrivit pe care se clădește și relația cu Dumnezeu. Dacă nu poți să te aduni în tine, nu poți să ai o relație autentică cu Dumnezeu. Nu? Așa este, da. Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10, în cuvinte despre nevoință, spune la un moment dat în cartea, capitolul 26, că adunarea în sine și înfrânarea sunt temelia tuturor virtuților. Și pe vreo 3-4 pagini aprofundează această trăire la care a ajuns și el cu greu, prin nevoință. Adunarea în sine este întoarcerea spre propria persoană, spre sensul nostru, spre sensul existenței noastre. Cine suntem? De unde venim? Cu ce scop am fost creați? Adunarea în sine poate fi exprimată și în ziua de astăzi printr-o concentrare a atenției pe cine suntem noi, ce avem de făcut, ce putem să facem. Noi nu știm două lucruri fundamentale. Noi nu știm ce puteri avem în noi înșine, ce capacități avem. Și în al doilea rând, noi nu știm ce vulnerabilități avem. De aceea ne pierdem foarte ușor în fața tuturor ecranelor, pentru că vulnerabilitățile noastre nu le cunoaștem. Și sunt multe vulnerabilități. Ignoranța este printre primele. Plăcerile coroborate sunt vulnerabilitatea noastră, probabil, după unele cercetări medicale, cea mai mare. Pentru că acolo își pune amprenta direct persoana noastră, dar persoana noastră căzută, ființa, firea noastră căzută, după cum spun Sfinții Părinți în Filocalie și în celelalte lucrări. Și atunci, adunându-ne în sine, liniștindu-ne,
Vorbesc într-un capitol în această carte și despre importanța liniștii și a liniștirii. A liniștii în sensul de oprirea și deferirea, de oprirea zgomotelor din jur și liniștirea în sensul de găsirea unei stări de pace și de așezare, de liniște în sufletul nostru. Iar înfrânarea este pur și simplu abținerea, oprirea de la ceea ce este nefolositor. Nu neapărat alimentar, ci sufletesc, dar sufletul se exprime prin trup, spuneau și Sfinții Părinți. Oprirea simțurilor, oprirea văzului, a privirii, a uzului și așa mai departe. Sfântul Teolipt al Filadelfiei spune în Filocalia 7 că descătușarea simțurilor se face lanț sufletului, iar înlănțuirea simțurilor înseamnă aduce eliberarea sufletului. Da, e acest joc de cuvinte, înlănțuire, dezlănțuire. Exact. Foarte frumos. Exact. Am notat și eu acest citat, l-am găsit în carte și l-am remarcat. Și am mai remarcat la fel un citat referitor la ce spune Sfântul Isaac Sirul despre liniște. El zice că liniștirea omoară simțirile din afară și le trezește pe cele din lăuntru. Da. De fapt, în vremea părinților filocalici, când această presiune informațională digitală nu exista, era mult mai redus, exista obiceiul să se retragă în perioadele de post în tăcere totală. Adică să nu vorbească, să nu comunice cu nimeni, tocmai pentru a reuși să se adune în ei înșiși. Și mi-a venit în minte o povestioară așa de pateric, aș putea zice, nu știu dacă e un pateric, un călugăr a făcut exercițiul ăsta într-o mănăstire pe timpul postului mare și după 40 de zile de nevorbire, de tăcere totală, a fost întrebat de un frate: părinte, ce ai câștigat? Ce ai dobândit prin faptul că 40 de zile n-ai vorbit, ai fost mut? Și se aflau chiar lângă o fântână. Părintele scotea apă din fântână și arunca găleata în fântână și l-a invitat pe celălalt să se uite în fântână. Ce vezi? Eu nu văd nimic. Așteaptă puțin. S-a liniștit apa, s-a așezat și a zis apoi: uite-te din nou. Ce vezi? Păi mă văd pe mine în oglinda apei. Uite, lucrul ăsta s-a întâmplat și cu mine în cele 40 de zile în care n-am vorbit nimic, am tăcut total, m-am văzut mai bine pe mine însumi. E într-adevăr un exercițiu prin care poți să ajungi să te cunoști mai bine pe tine. Așa ne descoperim și este învățătura pornită de la Mântuitorul Hristos. Deseori, în Sfintele Evanghelii, îl întâlnim pe Hristos retrăgându-se singur, chiar și lăsându-i pe cei mai apropiați ucenici, pe cei trei ucenici, lăsându-i să meargă și retrăgându-se singur în munte, în pustie, pentru a se ruga pe timpul nopții, pentru a fi singur. Este un model de retragere noi înșine din când în când pentru a descoperi pe noi. Și a început lucrarea cu 40 de zile de retragere în pustiul carantanii, da, și de postire. După care a venit momentul teribil al ispitirilor, dar au fost 40 de zile de singurătate, de tăcere, am putea zice. Da. Însuși Mântuitorul Hristos a avut nevoie de lucrul ăsta. Interesant. Iar în acest demers de liniștire, de a dobândi o anumită pace și o anumită liniște în lăuntru, în acest demers face parte oprirea acestor avalanșe de informații din exterior spre noi înșine. Absolut, sunt fundamentale. Altfel nu ne putem liniști. Noi trăim într-o corpul uman are o inerție, mai ales mintea noastră, creierul nostru are o inerție biochimică. Noi nu putem ca toată ziua să fim conectați la telefon mobil, la tabletă, la computer, la serviciu, oricum suntem în fața ecranului foarte multe ore pe zi, iar la sfârșitul zilei să ne retragem în camera noastră, să ne liniștim și să citim ceva profund, scripturistic sau duhovnicesc, sau să ne rugăm profund. Nu putem, pentru că toate imaginile pe care le-am înmagazinat peste zi vor veni peste noi atunci când ne liniștim. Și suntem în continuare într-o stare, cel puțin câteva minute bune sau o jumătate de oră, sub imperiul acestei avalanșe, chiar dacă stimulii s-au oprit. Noi în continuare suntem tulburați și nu avem liniștirea din interior.
Și atunci e bine să exersăm cât se poate de mult. Să ne informăm doar la ceea ce este important pentru noi. Mm-hmm. Să fim foarte atenți la aceste lucruri. Lucrul ăsta mi se pare foarte complicat de realizat, mai ales în condițiile acestea, zic din nou, pe care le parcurgem în perioada de pandemie, în care mulți dintre noi sunt nevoiți să muncească de acasă, în fața unor ecrane, să fie conectați cu ceilalți colegi de la serviciu, bineînțeles prin mail sau știu eu ce alte sisteme de comunicare prin internet. Există acest sistem de telemuncă, da, ce presupune la fel o conexiune prin calculator, prin internet cu locul de muncă și cu ceilalți colegi. Dar ziceți că din când în când, treptat, putem face o pauză? Putem, în care, chiar periodică. În care să renunțăm la ecran pentru, știu, 15 minute, jumătate de oră, dacă ne permite sau mai mult timpul de muncă. Pentru că apoi, când s-a terminat ziua de muncă și trebuie să se termine în mod rezonabil, nu foarte târziu în noapte, da, să-ți mai rămână timp să, fără ecran, să poți să te ocupi de tine, să te adâncești în tine, în vreun fel. Nu? Da, pericolele ziceți că sunt mari, deși noi nu le percepem. Sunt foarte mari. Atât de mari. Da. Pentru că intrăm într-o obișnuință a folosirii acestor device-uri și spunem, nu-le, dar asta e viața pe care o trăim, asta e modernitatea, asta e timpul în care existăm. Nu se poate altfel. Ziceți este că se mare poate. Eroare. Se poate, bineînțeles, se poate. Nu o zic doar eu, o zic și oamenii de știință și, în primul rând, o spun creatorii acestor device-uri. Spre exemplu, creatorul și managerul general al Apple, Steve Jobs, în anul 2010 a lansat iPad-ul, tableta de la Apple, cu foarte mult tamtam, spunând că este un device extraordinar, undeva în ianuarie. Este o experiență teribilă de navigare pe internet, de verificarea mesajelor, mai frumoasă și mai bună decât laptopul, chiar și decât un smartphone, muzica se ascultă mult mai bine. Spre sfârșitul anului, prin decembrie, un redactor de la New York Times ia un interviu tot despre acest eveniment. Și la sfârșit îi adresează un fel de întrebare familială, spunând că probabil că fiii dumneavoastră, copiii dumneavoastră se bucură din plin de iPad. Și a zis Steve Jobs, nu l-au folosit încă, după un an de zile. Și el a fost impresionat. Cum așa? De ce nu l-au folosit? Și atunci a spus, pentru că noi limităm acasă accesul la tehnologie copiilor noștri cât putem de mult. Pentru că ei știu, chiar și creatorii, el știa că acest dispozitiv, tableta sau telefonul mobil, dau o dependență în primul rând. Dau mai mult decât atât. Cercetătorii vorbesc despre o adicție. Dependența este o transformare la nivel comportamental, dar adicția este o transformare mai în profunzime, la nivel biochimic. Celulele noastre intră într-un proces de transformare. Nu mai pot să mai reziști fără stimulul respectiv. Uh-huh. Și atunci, și nu e singurul, cel care a creat Instagram, scapă numele, a cumpărat copiilor săi sute de cărți, dar nu le-a luat telefon mobil până la vârsta de 15 ani. Și sunt multe alte exemple. Există o grădiniță în, asta o spune Adam Alter în lucrarea sa Irezistibil, apărută acum un an, dependența de tehnologie și afacerile din spatele acesteia, spune că există o grădiniță, o școală, pardon, în Silicon Valley, unde este centrul tuturor marilor concerne de tehnologie, Google, Apple, Microsoft și așa mai departe, grădinița Waldorf School of Peninsula. Acolo nu se folosesc ecrane până în clasa a 8-a, dar 75% dintre copii aparțin celor mai mari manageri de la Google, de la Apple, de la Microsoft, pentru că ei știu lucrurile acestea, știu marea provocare a dispozitivelor, în special în rândul copiilor și al tinerilor. Eu m-am gândit foarte mult la copiii noștri și la generația noastră tânără, pe care o vedem ușor cum se manifestă, când am scris cartea aceasta și mai ales când am scris ultimul capitol în care m-am concentrat efectiv pe efectele negative
ale folosirii dispozitivelor digitale. Este o provocare pe care noi nu o realizăm. Da. E foarte interesant ce spuneți, că oamenii aceștia în mod conștient creează un mijloc de dependență pentru milioane, miliarde de oameni. Da, așa e. Și se păzesc de această dependență în familia lor mică prin știu ce mijloace găsesc pe care le-ați... Da, mi se pare așa și puțin ipocrit tot demersul pe care îl fac acești oameni, dar probabil că au intrat și ei într-un sistem din care e foarte greu să ieși, ce-i drept. Părinte Mihai Iordache, haideți să punctați ce ziceați, efectele acestea negative ale folosirii tehnologiei, mai ales pentru copii. În cazul nostru, al celor maturi, am fost o vreme, să zicem, privați în sensul bun, de aceste mijloace de comunicare, pentru că am luat contact cu ele ceva mai târziu și am avut o perioadă de copilărie în care nu am avut acces. Dar copiii noștri au acces de foarte devreme, de când încep să meargă, sau poate așa chiar e, mai devreme, din păcate, nu? Da. Știu să dea cu degetul pe un ecran și am observat. Există o perspicacitate extraordinară pe care noi, căreia îi spunem, inteligență, de a putea copia niște gesturi de la o vârstă foarte fragedă a unui copil și de a putea debloca un telefon și a naviga în meniul lui. Lucrul ăsta uneori ne bucură, că zicem ce inteligent e copilașul. Numai că nu e prea îmbucurător aspect, nu? De rău, nu, absolut. Cum? Care? Ce efecte negative sunt? Sunt mai multe efecte, nu mai știu exact cât timp mai avem în emisiune, aș dori să mă concentrez pe cele mai importante. Eu am scris în carte, m-am limitat la vreo 11, vreo câteva le-am amintit cu transformarea omului, metamorfoza omului, chiar și dependența. Mi-aduc aminte de acest efect nociv al dependenței. Există un experiment care s-a făcut acum vreo câțiva ani cu câteva sute de studenți în Marea Britanie în privința folosirii telefonilor mobile, tabletelor și a tuturor celorlalte mijloace de comunicare și de digitale. Au fost rugați ca timp de 48 de ore să participe la un experiment în care să nu folosească absolut nimic, să nu aibă nimeni posibilitatea nici să-i contacteze, nici ei să trimită mesaje, și au anunțat părinții. Și nu aveau absolut nimic, nu aveau telefon mobil, nu aveau tabletă, calculator, casetofon, computer, absolut nimic. Și cercetătorii le-au dat câteva foi de hârtie și au spus dacă trăiți ceva, dacă aveți unele sentimente, să scrieți. Și după o perioadă, rupți brusc din această vrie a conectivității, au început să scrie. Și ceea ce au scris acolo sunt lucruri tulburătoare, pentru că scriau, nu mai pot, nu mai rezist, unde îmi sunt prietenii, unde îmi sunt toți colegii, nu pot să mai... intru pe internet, nu pot să mai verific mesajele. A scris cineva, mi-am dat seama că cel mai iubit obiect din viața mea a fost telefonul mobil și altele asemănătoare. Nu pot să mai trăiesc. Mor. Oare mai are vreun sens să mai trăiesc? Și așa mai departe. Lucruri tulburătoare. Și la sfârșit, profesorii au luat hârtiile, le-au introdus în calculator și au șters toate datele, toate obiectele tehnice. Dacă întâlneau telefon, ștergeau, calculator, ștergeau și au rămas celelalte fraze. Și au luat hârtiile în felul acesta și le-au dat unor specialiști în dependență și în adicție. Și le-au zis, vă rugăm să ne spuneți dacă acești tineri au semnalmente de dependență. Și aceia au zis, nu sunt semnalmente de dependență, ci persoanele acestea sunt dependente de substanțe. Adicția este atât de mare încât sunt dependente de substanțe narcotice, de droguri. Și au zis, nu sunt dependente de substanțe și sunt de telefoane mobile. Deci vă dați seama... Cercetătorii nu știau ce experiment se făcuseră. Specialiștii în adicție nu știau ce experiențe se făcuseră, ci doar au luat mărturiile lor. Și deci mărturiile erau cale unor...
drogați, dependenți exact, de droguri. Exact. Mm-hmm. Rupți deodată de deci dependența și adicția, chiar mai mult decât dependență pe care o dau dispozitivele digitale, în special copiilor și tinerilor, este cutremurătoare. Noi nu realizăm lucrul acesta. După aceea, alți oameni de știință atrag atenția asupra faptului că prin folosirea cât mai multă a acestor mijloace media, diminuează procesul nostru de gândire. De fapt, se reduc conexiunile neuronale, se reduc sinapsele neuronale prin intermediul cărora gândim, pentru că este vorba despre o atrofiere a spinilor dendritici, cei care fac conexiunile. Gândirea noastră sărăcește, lucru pe care îl prevestea Giovanni Sartori prin anii 90, dar actualmente, prin intermediul unor fotografii ale ariilor corticale, ale părților din creier, cu jeturi de electron foarte puternice și foarte acurate, s-a observat că în anumite porțiuni lumina pur și simplu este stinsă când cineva folosește, spre exemplu, telefonul mobil foarte des deci și pentru orice nimic. Inactivitate totală. Lumina este stinsă. Asemenea persoanelor care sunt în comă. În momentul privirii și a folosirii îndelungate a acestor lucruri. După aceea, un alt efect negativ este golirea memoriei noastre. Noi, dacă nu ne mai folosim memoria, ea pur și simplu începe să sărăcească mult, să se reducă. Noi nu mai memorăm astăzi lucruri care ne folosesc, care ne sunt dragi, pentru că putem găsi orice pe Google. Dăm imediat și căutăm acolo. Ne mai exersându-ne memoria, ea începe să se atrofieze. Și ne mai folosind-o, rămânem cu niște sechele foarte mari. Acum nu le realizăm. Acest proces al folosirii tehnologiilor digitale este abia la început. De câțiva zeci de ani, 10, 20, 30 de ani, dar ce se va întâmpla în viitor cu generațiile care urmează este greu de presupus. Un alt impact al folosirii dispozitivelor este transformarea gândirii noastre din gândire liniară, obținută în special prin cultura scrisă, într-o gândire fragmentată și fărămițată. Când citim o carte sau când vorbim cu o persoană, când ne plimbăm într-un parc, când mergem în natură, mergem la munte sau când citim un text, noi suntem atenți doar la textul acela și avem un fir logic care merge coerent pe o idee sau pe mai multe idei cu un singur sens. Dar când căutăm ceva pe internet și intrăm din site în site și din fereastră în fereastră, totul este bulversat, totul este fragmentat și fărămițat. Spunea Nicola Scar că noi nu mai reușim în internet să vedem pădurea întreagă, să admirăm peisajul, nici măcar copacii nu-i mai vedem, ci privim doar rămurele sau frunzulițe, rupte și fărămițate. Dar mai grav decât aceasta este spargerea legăturii dintre memoria de scurtă durată, memoria de lungă durată și memoria de lucru. Este un cercetător australian, John Sweller, care a studiat timp de 30 de ani această problemă a memoriei și a observat că folosirea îndelungată a diverselor ecrane împrăște atenția și face memoria de lucru, working memory, cum este ea numită în terminologia de specialitate, ineficientă. Noi, ca să învățăm ceva, ca să reținem ceva, folosim în primul rând memoria de scurtă durată, care este limitată. În ea reținem câteva secunde ceva. Dar ca să putem depozita în memoria noastră de lungă durată, ne folosim de memoria de lucru. Imaginați-vă că memoria de lucru este o parte a memoriei de scurtă durată foarte mică. Spre exemplu, spune el, cât un degetar sau cât o eprubetă. Și noi luăm dintr-un robinet, dacă citim o carte, și ducem în memoria de lungă durată și așezăm în structurile cognitive și mentale și sufletești pe care le avem deja, așezăm informațiile pe care le-am luat. Dar noi putem să controlăm și viteza și intensitatea când citim o carte. Ne oprim, reflectăm la ce am citit, facem legătură cu ceea ce era, ceea ce cunoșteam noi, verificăm, reverificăm.
ce se întâmplă când navigăm pe internet, când căutăm ceva pe telefon, când suntem în rețelele social media, rețelele de socializare, nu mai avem un singur robinet pe care noi să-l reglăm cum dorim, ci sunt o multitudine de robinete cu un debit continuu. Și atunci noi cu degetarul nostru alergăm de colo-colo și nu mai reușim să punem nimic în memoria de lungă durată. Memorie de lungă durată care este, după părerea, după cercetările științifice actuale, este nelimitată. Anders Ericsson, care este unul dintre cei mai mari specialiști în știința în psihologia performanței, spune că nimeni nu a descoperit limita memoriei de lungă durată. Pentru că noi încărcăm de fiecare dată memoria de lungă durată și avem posibilitatea să încărcăm până la sfârșit. Lucrul cel mai grav și, cum o numesc cercetătorii, strâmtoarea cea mai sensibilă din creierul nostru este memoria de lucru. Și, practic, ce este afectată în momentul în care transmitem o informație din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată este atenția. Și aceasta face întreaga tehnologie. E cea mai afectată. Cea mai afectată este atenția noastră. E spartă în bucăți. Da. Este, în primul rând, ne captează atenția imediat și ne împrăștie atenția. E mutată imediat la altceva? E mutată pe diverse canale, nefolositoare, dar noi suntem ținuți captivi acolo, pentru că, vă spuneam că sunt specialiști de partea cealaltă a ecranelor, care au studiat și, în continuare, noi când vorbim, ei studiază ce dispozitive să apară în viitor ca să țină copiii cât mai prinși în ecran. Da. Atenția noastră funcționează în felul următor. Așa suntem creați de Dumnezeu, ca să ne distragă atenția două lucruri. Dacă se schimbă ceva sau dacă se mișcă ceva în spațiul nostru vizual. De ce? Pentru că poate reprezenta lucrul acesta ori o oportunitate să câștigăm ceva, să ne folosim de ceva, ori un pericol. Uitați-vă la televizor, la internet. Niște instincte care exact. Imediat totul se mișcă, totul se schimbă în permanență. Când ne concentrăm pe cititul unui text scris sau unei cărți, nimic nu se mișcă. Noi trebuie să facem, să avem o dinamică, să avem o activitate cognitivă prin care să mergem acolo. Iar am ajuns, iată, și la efectul acesta al distragerii atenției, care este unul îngrozitor pentru... Și mai sunt vreo câteva, multitasking-ul, suntem îndemnați să ne uităm pe telefon, să ascultăm știri, să răspundem la mail-uri în același timp. La fel, afectată atenția foarte puternic. La fel. Este o activitate extrem de nocivă asupra persoanei noastre pe care nu o conștientizăm. Pericolul e clar. Din ceea ce ne-a spus, cred că e evident că suntem expuși și noi, dar mai ales cei mici care cresc deja cu aceste mijloace de tehnologie în mână și își petrec foarte mult timp în fața lor. Mai e o problemă, părinte Mihai Ordache. Există un mod de a folosi aceste mijloace cu discernământ, pentru că, până la urmă, și conținutul contează. Poți să găsești niște conținuturi constructive, ziditoare, chiar și pe internet, chiar și pe Facebook. Ideea este cum le alegi. Adică să le controlezi tu, nu să te controleze avalanșa de informații pe tine. Și am remarcat ce spunea Constantin Noica, iar așa un lucru foarte valabil, într-o vreme, el spunea lucrurile astea într-o vreme în care nu existau atâtea device-uri. Zice că omul 40. Bun simte că dacă te informezi despre rău, iei forma răului. În forma iar forma aceea trece în tine. Contează și ce tip de informație alegi să intre în tine. Că dacă te alimentezi cu rău, forma, zice Costantin Noica, răul ia formă în tine. Devii rău. Te înrăutățește. Da. Ori vedem astăzi că majoritatea programelor de știri vin cu vești nu bune. Dacă facem un calcul, poate că există un 10-20% vești bune într-un program de știri. Dar restul sunt vești rele, vești care te alertează. Cronica neagră, mai ales roz. În această situație. Infectări, da, mai ales. Nu știu de ce nu se începe dintotdeauna la știrile acestea, nu se începe cu numărul de vindecați de acest virus. Nu se va începe. Da. Acolo sunt alți specialiști care
doresc să manipuleze. Deci contează și ce fel de informații alegem să intre în noi. Da, și aici mi-aduc aminte încă o dată de părintele Adrian Sorin Mihalache, cel care vorbește în cartea sa, chiar titlul îl spune foarte clar, ești ceea ce trăiești, atrăgând atenția că toate experiențele noastre de viață, tot ceea ce vedem, tot ceea ce auzim, tot ceea ce citim, tot ceea ce simțim și ceea ce trăim, ne formează, se amprentează asupra noastră. Noi suntem expresia propriei noastre acțiuni și aceasta are directă legătură cu plasticitatea sau neuroplasticitatea, o descoperire foarte recentă din științele cognitive. O maleabilitate a creierului. Are capacitatea aceasta de... Absolut. Creierul este maleabil, dar plastilină, așa, cum ca este să avem format, plastic, el așa rămâne. Uh-huh. Spre deosebire de elasticitate. Nu-și revine. Dacă printr-un alt impuls sau printr-o altă acțiune. Absolut. Prin efort îndelungat, prin perseverență în ceva bun, lucru greu de realizat în viața noastră în aceste zile și mai ales foarte greu de realizat în viața copiilor noștri și a tinerilor prinși în mreaja acestor dispozitive, pentru că ei nu prea au discernământul format și autocontrolul și voința. Da. Părinte Mihai Rodache, suntem la final. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații pe care ne le-ați dat, utile, desigur. Tipul ăsta de informații e bine să-l accesăm cât mai des pentru a ne feri de informațiile care nu ne folosesc și care ne împrăștie. De aceea spuneți că e nevoie de un post informațional din când în când, nu numai în perioadele acestea de post, ci bănuiesc tot timpul să facem acest exercițiu, astfel încât mijloacele tehnologice nu ele să ne controleze pe noi, ci noi să le controlăm. În felul ăsta ne păstrăm până la urmă liberi, în legătură cu tot ceea ce suntem chemați să folosim în această lume ca și instrumente. Sigur. Mulțumesc! Mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori, că ne-ați privit și luați aminte, avem nevoie să ținem post și de informații. Numai bine!